Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din Car Dealership Simulator. Vom merge noi să deschidem prăvălie aici, să fie open și avem facturi de plătit. Avem, ia să vedem, car taxes and others 19.000, electric super lejer. Nu e foarte mult. Haideți să mai vedem ce mașini avem pe aici. Deci avem BMW-ul ăsta, avem aici tot BMW-ul ăsta, dar nu înțeleg de ce atunci mi-a venit cu... Uite, ăsta, ok? Urgent car sale. Și nu atunci, așa am dat și data trecută și ne-a venit cu totul altceva. A fost destul de ciudat, să fiu sincer. Data trecută, dacă țineți voi minte, am cumpărat și BMW-ul acesta, adică pe final. Și l-am luat la un preț mai bun decât data trecută, primul BMW de l-am avut noi. Ne-a fost o japcă pe față, dar tot am scos profit de 100.000. Aici scoatem puțin mai bine. Nasul că nu ne mai arată istoricul undeva, știi? Era destul de tare să avem un istoric. Dar chiar nu avem istoric? Nu avem niciun istoric. Și aici știu că putem să ne schimbăm mașina noastră, doar că momentan nu văd de ce aș face 7 milioane Mercedes. GT73-ul 7 milioane jumate. Mamă, păi noi înseamnă că am dat pe la 8 milioane de la noi, nu? Cred. Uite și BMW 880.000. Cred că aici poți să vezi și prețurile corecte la mașini, nu? Mă gândesc, nu știu, că na, e computerul. Unde e? La spălătorie? Pentru că, da, să știi, cred că poți să te ghidezi după prețurile alea de acolo. Era foarte tare bine la dealership, nu prea ai ce negocia acolo, te duci, cumperi. Oricum ce chestie, mă duc, cumpăr de la ăia și după îl vând mai scump la mine. Destul de tare. Momentan nu a venit nimeni aici. Ia să dăm o spălare aici frumos. Avem deja 3 stele, cred că maxim putem să avem undeva la 5 sau 6 stele la respect. Și cred că cu cât ai mai mult respect, poți să adaugi mai mult în preț? Nu știu exact care-i treaba, dar oricum ar fi, ne ajută să-l avem, știi? E nasol dacă, de exemplu, e un client pe care eu nu-l văd că a venit și așteaptă acolo și pleacă în scade 50. Și ați observat că se strânge destul de greu respectul ăsta. Adică pe toată treaba asta iau 25 sau ceva. Oh, ce frumoasă e așa curată. 20, da. Bun, ia, mai venit cineva pe la spălătorie? Nope. 2 milioane jumate, avem bani cash și în mașini avem 4 milioane odată și asta la cât a pus-o? La 9 milioane jumate. Am mai venit la spălătorie, uite, bun, ne mișcăm bine. Dacă ajungem până la 20 de milioane, toți banii, la modul fără mașini, fără nimic, o să cumpăr spălătorie automată și o să las în permanență deschisă, să-mi facă bani. Cred că se scumpește și prețul, nu cred că mai e 500. Uite, avem primul client pe ziua de azi. O să fac repede aici să beau un ceiuț. Am forțe proaspete, știi? Ia să vedem ce zice, să sperăm că vrea Mercedes-ul, nu BMW-ul. 4 milioane BMW, bă, având în vedere că am dat 3 milioane și ceva, da, ia-l. Să trăiești, o zi bună. E bine, cât am dat pe ea? 3 milioane 300, 3 milioane 400, pe acolo, nu? Mergem direct și cumpărăm alta, stai că a venit să aștepte puțin, mă duc să cumpăr o mașină. 6 milioane deja și avem deja mașina acolo. Uite că, da, vinde mai repede mașinuțele. Dar oare dacă nu aș cumpăra eu o mașină? Nu, următorul client nu ar veni să negocieze pentru asta? Mă gândesc că, observați, în fiecare zi vine câte un client să negocieze pentru o mașină. Doar că văd că tinde către cea mai ieftină. Din ce am observat, dacă le prindem pe ăsta pe la un 6 milioane, 11 milioane, au, 6. Ăsta... 3 milioane, același BMW, 3 milioane 800. Și ăsta 11 milioane. E celălalt BMW, ce ne zice? 4 milioane. Păi mai bine îl iau pe ăla, la 3 milioane. 5 milioane. 5 milioane 700. Mai bine îl iau pe ăsta, că știu că se dă și pot să obțin 200.000 în plus pe el. Transmisie manuală. N-are nimic. Hai să mergem acasă. Hai că, până la urmă, mișc ceva bănuț cu BMW-ul ăsta, știi? Chiar mișc ceva bănuț cu el. Haideți să-i punem ce... Oh, mă duc să mă ocup de ăla, să nu stea prea mult acolo. Oricum, am închis, văd, ăla.
Ce saste? Nu știu, nu știu, nu știu. Probabil soluții, ți se termină soluțiile după un timp. Cred că da, cred că se termină. Trei polișuri durează sau? Da, chiar e asta, sunt două odale, da? Hai să vedem. Opa. Spălăm ăsta repede, după care vreau să mă duc să deschid magazinul. Că văd că l-a închis, că am fost plecat și l-a închis. Sunt curios dacă îmi dispare un tub de alea acolo. O, așa frumos toată mașina curățică. Asta e pe spate. Auto, bă, băiatule. Da, au dispărut, da, corect. Oricum îți scos banii pe ele. Deci oarecum asta la... E ok, e ok, scos banii pe ele ca lumea. O să scoate în detailing momentan. O să deschidem asta. Las doar spălătoria momentan deschisă. Haideți să îi punem numerele. Ce tare că îți dă respect doar că vei niște numere pe mașină. Și să îi punem noi prețul. 4... 3... Close first the shop. Trebuie să am magazinul închis? Păi nu pot să-l închid, că e ăla, cred că acolo, nu? Da, nu, stai că e ăla în spălătorie și nu pot să-l închid dacă e... Nu-i nimic, închidem după. Ne servim aici clienții, evident. Clientul... Tatăl nostru, nu știu ce, de gen. Ia să închidem noi asta aici. Și să închidem de tot, că încă e de vreme, adică poate mai reușim să mai prindem... Nu pot să închid. Nu mă lasă să închid. Nu pot să-i schimb nici prețul. Mă o să dorm atunci. Hai, schimbăm ziua. Next day, ziua 7. Au, plouă. Nu spălă mașina și afară plouă, știi? Are... Bă, s-a spălat singură, nu? A, eu am dat cu ăla și era deja apă care s-o curețe, ca și cum, știi? Tare. Ok, gata. Bun. Haideți să deschidem și să așteptăm să vină. Stăm frumos la căldurică. Mai jucăm o nebuneală de asta. Așa frumos. Mai facem dosar, mă, pe aici. Caute win. Ops. Gata, ajunge. Vine cineva pe ploaia asta? Cine să vină? Oare dacă dau la spălătorie? A, dar are paravană, da. Hai să deschidem asta. Tire change-ul, vă zic, nu-mi place. Nu plătește nici foarte bine. Și e destul de câșmâș-păș. Chiar e, nu știu, nu merită munca, sincer să fiu. Trebuie să iei mașina, o urci pe elevator, îi dai roțile jos, zang, 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 te-ai dus, ai pus roata acolo, ai scos-o fiecare roată pe rând, adică nu merită. Trebuie să muncim cu cap, nu așa doar să muncim, știi ce zic? Și de asta nu vreau să fac cu cauciucuri. Mai bine așa frumos am dat cu aia, am dat și cu vapa acolo, și a venit banul. Ia uite, exact ce ziceam. Sunt curios dacă îi dau cu ăsta, oare se curăță? Singură? Nu. No. Nu, no, era destul de tare, știi cât plouă, doar dădeam cu spumă. Și restul se curăța. 15, respect, frumos. Mașinile mele sunt curate. Bă, gunoi. Hai să luăm gunoiul ăsta de aici. Gata. Și să mergem. Ia uite-l, mă, deja începe să... oare cum ar arăta asta polișată? Uite-l. Oare tot la fel ne dă 20.000? Cred că da, acum, na. Era tare să poată să lase un fel de tips sau ceva, să ai sistem de tips. Acum ar fi odată cu respectul să înceapă să-ți dea mai mult. Știi? E fi tare. Oare o să arate normal ca aia de oameni afară? Ucește puțin aia, parcă nu? Sau e la fel așa? Așa să terminăm toată partea asta măcar. Să vedem dacă o să ne vină și nouă cineva astăzi. Am mai venit la spălătorie. 3.000. 3.300? Normal 2.000, dar nu? Atunci a zis 20.000, am greșit. 2.000 de anormal. 3.300? Mamă, bani buni. Așa dădea. Nu mai știu cât dădea, oricum nu prea am fost atent la cât ne plătește acolo. V-am zis, astea le fac ca să ne creștem respectul. Să avem acolo cât mai mult, știi?
Frumos. Bă, dar ăla cu BMW-ul n-a mai venit, a? Trebuia să sosească unul cu BMW-ul, dar l-am chemat. N-a mai venit. Cine știe de unde vine? Ia. Haide, mă, mai dă-mă una să ies din joculețul ăsta. Gata. Oh, două. Bun, bani buni, bani buni. Ia să vedem. Cars by car. Argent sale. 2017 auto-l. Mă, la bani e... Kilometri-s problemă. Ceva cu kilometri puțin găsim. Fii atent că nu se mai resetează. Nu mai dispare, apare, vezi? Rămâne același. Da, rămâne același. Păi hai să vedem, avem așa, avem Volkswagen-ul și avem ăsta. Dar nu, tot trebuie să ne vină ăla, de-aia nu mă lasă, că trebuie să vină ăla de... L-am chemat atunci, fiindcă ne-a sosit, cine știe de unde vine. Haideți să o spălăm pe asta repede. Ca-ching! Gata, ba nu, ia uite, uite clientul. Hai să vedem, avem și o mașină acolo, dar prima oară clientul. Cred că pe asta la altă vrea, 9.200.000. Noi la cât am pus-o? Da. Da, iau-o. În sănătate, o zi bună, 12 milioane avem. Și avem și o mașină de 4 milioane. Dacă vindem și mașina aia, sau să mă duc să cumpăr o mașină de bani ăștia, mai bine. Ideea ar fi că... mai știu cât am dat pe ele, bă, nu țin minte că dau pe ele. Oricum, cred că am scos profit pe aia, dădusem 8 milioane și ceva. Și am pus-o la noi 9 milioane. Stai așa să... Așa. Unde mai avem aici? Față și sus. Da, mă, tot la fel îți dă. Am mai venit la spălătorie. Băi, stați-mă puțin, mă, că trebuie să... Hai să închid detailing-ul, să nu ne mai vină. Gata. Aș putea să ia spălătorie acum, dar după facem puțin profit cu mașina de 3-4 milioane, adică BMW-ul, știi, de la avem. Putea să ne mișcăm cu el. Doar că după nu mai avem bani, să luăm palul ăla care vine în caz de e mașina bună sau ceva. Hai să închidem aici prăvălia. Și să mergem să mai cumpărăm o mașină de asta scumpă. Aș cumpăra acum, cred că de 11 milioane. Aș cumpăra. Ăsta știu că e 14 milioane, cel puțin atât era atunci, da, 14 milioane. Oricum are 9000 de kilometri. 9000 de kilometri, despre ce vorbim. Uite, după ce o vând apare. Ce tare. Ok, avem aici 5 milioane. Mamă, dar e lovită, prosnită toată. 6.800.000. 6.800.000. Băi, e destul de bine. Dar ceva mai scump ca să adăugăm mai mult. Asta știu că era 11 milioane. 700. Oare putem să o punem undeva la 14 milioane? Ăsta e 11 milioane. Știu că nu mai am bani să iau BMW-ul ăla. Dar dacă pot să pun la ea măcar până în 14 milioane și să-mi dea undeva la 13, să zici, eu zic că e super ok. Nu? Sunt ceva bănuți. Și după deja, dacă ajung să am două mașini de-astea scumpe, mamă, facem banca lumea. Gata. Price. 14 milioane, direct. Aici avem, cred că, câte zerouri. Ok. Deci avem așa, 12 milioane. 12 milioane vin, nu? 15 încercăm. Deci avem așa 1000, 10.000, 100.000 și milion. 15 milioane, mamă, deci dacă o vinem pe asta la banii ăștia, s-a terminat, mă duc să dorm. Mă duc să dorm să se schimbe ziua, mai repede, să vină clientul. Ia să vedem. Facem mulți bani cu ea dacă o vindem. Uite, m-a venit în sfârșit ăsta cu BMW-ul. A venit. Să spălăm pe asta. Spălăm și pe asta. Dar nu mai am bani să-l cumpăr. Ce-i fac lor, dacă nu mai am bani? Să cumpăr mașina. Decât să-l țin aici până a venit cineva să-mi cumpere una dintre mașini, să-l iau și lui ăla, dar nu e variantă, cred. Dacă pleacă și nu-i răspund, îmi dă pe respect minus. Salut. Stai să cumpăr aici ce e nevoie.
da? Bă, mașina arată bine, e frumoasă, ca lumea, semi-automatic. Dar nu avem bani. O las așa. Trebuie să așteptăm, haide să deschidem astea. Să ne mai vină câte un client așa frumos, mergem, ne facem un cheers, o apă, ceva pe aici. Ops, și vedem dacă reușim să vindem măcar unul dintre BMW-uri, știi? Ar fi genial. A, uite, frumos, chilipir. Sunt mai scumpe mașinile decât clădirea, nu-mi vine să cred. Sunt mai scumpe mașinile decât clădirea. Cea mai scumpă clădire e 12 milioane. Dar e mare. Sunt curios dacă o să pot să pun mașini în interior. Nu pot să pun. Practic e tot asta. A, nu. E asta, doar că îi lipsește un perete, nu mai are un perete acolo și se schimbă și asta automatic carwash-ul. 12 milioane. Era tare să poți să plătești în rate sau ceva, știi? Era chiar foarte tare. Really want to buy this place? Da. N-am bani. Oh, client. Să treci de mișoară. 14.600.000! 14.600.000! Să te ajute Dumnezeu în ceea ce vrei tu, să te ajute! Mamă, mergem să mai cumpărăm o dată o mașină scumpă? Nu-mi vine să cred! Am dat pe ea 11 milioane, 800 cred? Și am făcut 14.600.000 sau pe acolo. Ce ai făcut? O grămadă de bani. Am făcut profitul cât costă BMW-ul ăsta. Haideți să închidem prăvălia. Mamă, mi le-a deschis pe toate, sper că n-am mașini. Gata. Nu știu de ce le-a deschis pe toate, că am dat să cumpăr aia, cred că și mi-a resetat. Și mergem să cumpărăm noi frumos mașină. Cred că aș lua tot BMW-ul ăsta dacă îl găsim la un preț bun. 11 milioane, 12 milioane. Adică ăla de la am avut și l-am vândut adineori. Sau, ba chiar acum putem să o luăm pe asta, la o mașină de 14... 12 milioane asta, de obicei știți că umbla pe la 14. Asta umbla pe la 14 milioane de obicei. Haideți să vedem. Go. O echipăm frumos. Deja, ia uite nene ce vindem. Uite ce vindem aici. Nu facem și noi 400 lei odată la respect? Unde pui? Auzi, ce mașină. Pe asta direct, 12 milioane, o încer la 16. Deci avem 1.616.000.000. Expensive, nicio problemă. 15 milioane. Bun. Tot e mai ok, cu 1 milion în plus față de mașina trecută, nu? Nu, tot la 15 am pus-o și pe aia. Bine, oricum am dat cam același preț pe ea. Dar, ce tare arată. Hai să deschidem prăvălie aici frumos. Ei, dacă deschide asta, nu se deschide automat? Nu. Se deschide doar asta, ok. Nu contează. Și mai e timp azi, e abia 12 ziua. Dar cred că îți vine un singur customer pe zi, nu? Mă gândesc. Ia să dăm aici. Coș. Coș. Bun. Ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. Pa, pam!